fișori ca noi. Iubim mâncă câini și voi. Mulțumim copiilor de la Sunetul Muzicii, coordonată de doamna profesor Cristina Manoliu Săvulescu, care s-a alăturat nouă aici în platoul de dezbatere. Hristos a înviat, bine ați venit la Muzeul Satului și la Trinitas TV. Mulțumim de invitație. Noi vă mulțumim, să știți că este un profesor dedicat. Cât a stat un pic aici, în timp ce copiii cântau, era foarte implicată și cânta alături de ei, de s-a simțit această pasiune pe care o puneți în ceea ce înseamnă lucrul cu copiii și le mulțumim încă o dată. Ei vor fugi repede să se schimbe, pentru că mai avem un moment muzical spre final de ediție. Doamna Manoliu, este frumos să lucrezi cu copiii. Tocmai de aceea astăzi am dedicat această sărbătoare Paștilor Copilăriei. Ce înseamnă pentru dumneavoastră, dar și pentru copii, reflectarea prin muzică a Sfintelor Sărbători de Paști? În primul rând, copiii de la Sunetul Muzicii, pe toată perioada postului Paștelui, cântă muzică religioasă, chiar potrivită acestei perioade. Eu spun că e o perioadă în care cei mici se apropie de Dumnezeu, devin mai buni, mai frumoși și muzica religioasă pe care o cântă pentru ei este rugăciunea prin cântec către Dumnezeu. Iar acum, de sărbătoarea învierii Domnului nostru Iisus Hristos, ei sunt până la urmă misionarii cei mici ai bisericii. Sunt misionarii cei mici, da, și bucuria pe care o au când cântă această muzică este extraordinară. Vreau să vă spun că la orele de muzică este foarte multă liniște atunci când cântăm muzică religioasă. O simt. Da, e multă pace în sufletul lor și ei simt acest lucru și părinții simt acest lucru. Acesta e motivul pentru care părinții îi însoțesc și îi încurajează să vină. Chiar la voiam biserică să vă întreb ce părere au părinții, pentru că, în general, acești copii se află la acea vârstă în care vor să imite tot felul de vedete, tot felul de personalități, cu muzică care mai de care mai cunoscută. În schimb, ei au ales să cânte și muzică religioasă. Da, ei cântă și piese din repertoriul internațional și muzică distractivă pentru copii. Și muzica religioasă este hrana sufletească a lor. Deci este obligatorie pentru a evolua frumos sufletește.